În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Așa cum eram obișnuiți în fiecare an, la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, ne întâlnim aici la Todirel, unde acum 30 de ani nu era biserică, era un câmp gol, era grădina cuiva. Și cel pe care anul trecut la aceeași sărbătoare nu l-am putut întâlni datorită pandemiei, astăzi este în rândul ctitorilor pomeniți la cei adormiți. Domn Costel Arnăutu, cel care s-a ocupat de zidit această biserică și în fiecare an venea cu soția, cu Doina, și făceau parastasul celui mic lui Codruț și ne vedeam aici la sărbătoarea hramului, protectoarea acestei parohii și în același timp locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Venitul la biserică nu este un obicei și nu este o tradiție. Așa cum vedem din viața Sfântului Împărat Constantin, primul lucru pe care îl face important, pentru că biserica a trecut 300 de ani prin prigoane, o parte din casele imperiale sunt donate creștinilor să facă din ele biserică. Și vă puneți întrebarea de ce o biserică se numește bazilică. Pentru că era casa împăratului și a fost dată credincioșilor să roage în ea. Numai că în timp, Hristos, împăratul cel veșnic, preia titulatura de împărat, pentru că astăzi nu mai avem împărați unși și aleși, adică cei care îi votează poporul. Înainte, biserica îl ungea cu Sfântul și Marele Mir pe conducător și toată țara îi vota supunere în unanimitate, fără dezbinare sau fără ruptură din astea, cum vedem astăzi, și diferite derapaje care nu folosesc la nimic. Împăratul Constantin creează sau dă putere sistemului roman limitată de a mai prigoni biserica, dă libertatea creștinilor, numește religia creștină biserică oficială de stat și pentru că Hristos a înviat în ziua cea din tâia săptămânii, duminica, și până în zilele noastre, duminica rămâne ziua de sărbătoare a Domnului sau cum mai numim noi zi de odihnă. De ce îi spune zi de odihnă? Dumneavoastră s-o interpretați la modul la care mergem acasă și ne odihnim. Sau mergem acasă și stăm pe pat, sau mergem acasă și ne întâlnim cu rudele, mergem acasă și ne recreăm, poate ne odihnim și dormim puțin. Nu! Ea se cheamă zi de odihnă în cu totul alt mod. Luând referatul creației și văzând tot ce a creat Dumnezeu, auzim că în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit peste toate lucrurile sale. Adică le-a binecuvântat cu Duhul Sfânt. În momentul când spunem că ne-am odihnit duminica, de fapt am venit la biserică și s-a așezat peste noi Duhul Sfânt. Am primit Duhul Sfânt din trei mari binecuvântări. Când începe preotul dumnezească liturghie, cei care ați fost de dimineață știți lucrul acesta, se spune binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Tatăl coboară în biserică pe tronul ceresc, Hristos vine direct pe Sfânta Masă pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, iar în clipa următoare, Duhul Sfânt vine și sfințește în timpul liturghiei Sfintele Taine, pe care poate dintre dumneavoastră astăzi le-ați primit atunci când v-ați împărtășit cu cinstitul trup și sânge. De ce v-am amintit lucrul acesta? Pentru că în clipa în care v-ați împărtășit, v-ați odihnit în Duhul Sfânt. Deci aceasta înseamnă ziua Domnului sau ziua de odihnă. Nu are nicio importanță că e duminica sau nu are nicio importanță că tu alegi o zi de sărbătoare să te odihnești, când spunem noi mâine nu se muncește că e Sfântul Gheorghe, mâine nu se muncește că sunt împărați Constantin și Elena, mâine nu se face un știe că e Sfântul Vasile. De fapt, ne odihnim în Duhul Sfânt. Acest lucru l-a dorit împăratul Constantin printr-o mare minune. Un păgân căruia pe cer i s-a arătat crucea din stele luminoase, iar deasupra scriind, în acest semn vei birui, cu acest semn vei putea birui. Știți povestea, l-a pus pe steagurile de luptă, le-a pus pe harnașamentul cailor, le-a pus pe zalele soldaților
iar la podul Vulturului l-a învins pe Maxentiu, mai târziu pe Liciniu, și în felul acesta Imperiul Roman a devenit un singur imperiu după moartea lui Galeriu, cu un singur stăpânitor. Și acela este împăratul Constantin, care până în 337 creează un imperiu echilibrat, care nu mai este angajat în războaie de expansiune, nu mai este angajat în culegerea de sclavi, nu mai este angajat în uciderea oamenilor sau cucerirea de teritorii, ci este angajat într-o organizare perfectă, interioară, privită din punct de vedere istoric al istoricilor. Împăratul Constantin se vede a fi catalogat ca unul din cei mai slabi împărați fără victorii. Ce însemnau victoriile? Te duceai cu armata romană în cucerire și erau cele trei mari legi. Unde cucerește armata are dreptul la jaf, are dreptul la câștig, adică tot ce poate jefui din locul unde pradă. O treime se întoarce împăratului, primesc leafa pentru că au cucerit teritoriul respectiv și își instalează domeniile. Cum ar fi, să spunem, primăria, justiția, corpul de armată care veghează comuna și veghează teritoriul ocupat să se supună domniilor și legilor romane. Lucru care îl găsim și în Ierusalim, în timpul lui Ponțiu Pilat, cel care a avut fericirea, unicul om din istoria romanilor, care a putut sta de vorbă cu Dumnezeu față către față. Amintiți-vă ce elegant este Iisus în fața unui roman, demnitar roman, a procuratorului Pilat, când Pilat întreabă cu oarecare suveranitate și prestanță romană, mie nu-mi vorbești? Și Hristos tace. Și atunci el insistă două oară să arate de puterea de care ține. Și tu ești un localnic, ești un evreu, ești ocupat, deci tu ești sub dominație romană. Eu am puterea și să te eliberez, am puterea și să te osândesc, adică vezi în fața cui ești. Pilat uita că stă în fața lui Dumnezeu. Și atunci Iisus Hristos îi spune, tu ai această putere pentru că ți s-a dat din cer. Deci când un om este capabil să facă ceva, acea putere vine din cer. Pilat rămâne mirat de acest lucru, pentru că Iisus îi spune o vorbă foarte grea, care în istorie rămâne valabilă și în zilele noastre. Când te duci la un om, noi folosim în viața populară termenul, pe cuvântul meu că te ajut, sau ai cuvântul meu de onoare, sau uite, îți promit la modul serios că ce am vorbit rămâne vorbit, aceea se numește demnitate personală. Și tocmai aici Iisus îi strecoară procuratorului Pilat faptul că el nu are demnitate personală. Zice, eu am venit în numele adevărului să vorbesc și ceea ce am avut de spus, am spus pe față. Și atunci Pilat, foarte mirat, întreabă, ce este adevărul? Pare interesant, închipuiți-vă că Dumnezeu stă în fața noastră, adevărul absolut, și noi întrebăm, ce e adevărul? Adevărul e Dumnezeu, e dreptatea, e lumina. Și Iisus îi dă un răspuns care se arate că El nu face parte din categoria oamenilor care au adevăr. Dacă ai fi din adevăr, ai asculta cuvintele acestea sau le-ai urma pe ele, adică ai face legea adevărului. Ca drept dovadă că ne confirmă Evanghelia că Baraba ucide un om și la insistența evreilor este eliberat, iar cel care nu ucide pe nimeni este condamnat la moarte pe nedrept și împlinește Evanghelia și Scripturile mântuind neamul omenesc prin moartea pe cruce. Deci moartea pe cruce nu se datorează lui Iuda, nu se datorează lui Pilat, nu se datorează poporului evreu, ci lucrării Sfântului Duh prin care Dumnezeu a împlinit Scripturile prin oameni care nu-și doreau să se împlinească Scripturile, ci doreau să-și împlinească vanitățile lor. Ana și Caiafa dorea ca Hristos să moară, Pilat dorea să-l judece, să nu-și piardă tronul, că dacă tu le eliberezi pe omul ăsta, nu ești prietenul cezarului și noi să-i spunem cezarului că el e singurul împărat și tu îl crezi pe ăsta. Și Pilat, ca să se spele pe mâini, deși Hristos îi spune că nu este împărat, îi pune pe tăbliță sus condamnarea falsă și nedreaptă, pe care și noi azi o pictăm în icoane tot timpul. Iisus Hristos Nazarinean, regele ideilor. Iisus Hristos
este împăratul cerului și al pământului. De aceea, ajung unde am plecat, biserica se numește Bazilică, pentru că este casa împăratului Hristos. Noi când citim la strană, citim așa, veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Împăratul Constantin, deși are titulatură de împărat, îl visează personal pe Hristos și îi spune, vei birui și vei învinge, slobozește biserica mea. Și în momentul acela, împăratul Constantin dă edictul de la Milan, 313, unii spun că e prescript, adică poate fi ordonanță sau decret prezidențial, și oprește persecuția creștinilor. În 325 ține sinodul de la Nicea împotriva arianismului, că Hristos ar fi o creație superioară, nu-i Dumnezeu, dar noi știm prea bine din sinodul 3 în istorie. Teotocos, născătoare de Dumnezeu, care pe Dumnezeu cuvântul ai născut, Evanghelia lui Ioan ne confirmă, la început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și dacă și la Dumnezeu era cuvântul prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut și de aceea noi spunem în crez, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. El a zis și s-a făcut. El a poruncit și s-a zidit. Cine a poruncit? Tatăl. Prin ce? Prin puterea cuvântului. Cine a zis? Tatăl. Prin puterea cuvântului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să ne pogorâm să amestecăm limbile. Să ne pogorâm să vedem ce se întâmplă. Când era vorba de episodul cetății Sodoma și Gomora. Și în felul acesta, David psalmistul cu 1500 de ani înainte de venirea lui Hristos, scrie în psalmul 30, parcă și 3, dacă nu mă înșel, sau 30, să nu greșesc, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Tot ce vedem ne arată că există Dumnezeu și apoi spune, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit. Deci stau așa cum le vedem noi, îmblă această planetă în univers ca un titerez și se învârte după niște legi fixe în care noi avem de fiecare dată o primăvară, un echinocțiu, o vară, un echinocțiu, o toamnă, un echinocțiu, o iarnă, un echinocțiu. Pentru că dacă n-ar fi viață divină în această planetă și n-ar fi învelită de Dumnezeu cu harul și cu lucrări, știința nu face altceva decât să stea la temelia religiei și să demonstreze că cele ce le-a făcut Dumnezeu sunt din adevăr. Nimic în plus. Dacă pământul s-ar învârti al andala și n-ar avea niște legi scrise, cum spune Dumnezeu, toate după legea lor, să fie făcute, ne-am trezit în mijlocul verii că bate grindina și se fac troiene de zăpadă. Sau ne-am trezit în mijlocul iernii că încep să înflorească pomii. Deci nu, totul este un ciclu de normalitate în care lucrurile se succed după o logică divină și dumnezească care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor. V-am spus lucrul acesta pentru a înțelege că suntem într-o mare descoperire care stă la baza creștinismului nostru. Dacă ai să întrebi un neocreștin de la altă religie, ei spun așa, nu, biserica nu e bună, împăratul Constantin a inventat-o. Împăratul Constantin nu s-a răstihnit pe cruce, Hristos s-a răstihnit pe cruce. Împăratul Constantin n-a fost apostol, n-a avut ucenici, el a fost împărat. Apostolii au urmat pe Hristos, apostolii au scris Evanghelile, apostolii au împlinit cuvântul Dumnezeu la cinzecime, predicând în toată lumea, iar împăratul Constantin, din poruncă divină, tocmai un păgân, vine să dea liber bisericii să nu mai stea sub catacombe. Vă recomand celor mai tineri care ați muncit prin Italia sau ați fost prin țările astea străine, când ajungeți la Roma, cu 20 de euro, vizitați cele mari patru catacombe de sub pământ de câțiva kilometri. Catacomba Sfântului Petru, catacomba Sfintei Cecilia, catacomba Sfântului Tarsisus, catacomba Sfântului Sebastian, am văzut din ele, să vedeți cum 270 de ani biserica a stat ascunsă sub pământ. Acolo s-au rugat, acolo au făcut liturghie, acolo au crezut în Hristos, acolo au făcut minuni, acolo au îngropat moaștele celor martirizați și astăzi sunt monumente UNESCO, se păstrează din secolul I, icoane, picturi, relicve, tot, cum au luptat primii creștini ca să existe această biserică și apoi împăratul Constantin s-o scoate la lumină. De ce credeți că sărbătoarea împăratului Constantin pică întotdeauna tocmai în perioada pascală?
pentru că este o reînviere a bisericii prin puterea acestui împărat creștin. Și vă mai închei ca să nu vă obosesc, împărăteasa Elena, mama sa, la 316 se și botează, în 312 îl învinge pe Maxențiu, imediat împărăteasa Elena se botează și dorește personal să se convingă că învierea lui Hristos nu este o poveste, nu este un mit, nu este o legendă. Ia vaporul, ia bani cu ea, ia supuși și cu puterea împăratului pleacă la Țările Sfinte, caută Sfânta Cruce și o descoperă și împreună cu Patriarhul Metodiu înalță să o vadă toată lumea, scoțând-o din groapa de gunoaie care s-a format lângă templu zeiței Astarta, într-un fel de vale, ca un fel de, cum ar fi, ca o cisternă, ca un loc săpat astăzi cu excavatorul de pus gunoaile. Acolo au fost aruncate crucile tâlharilor, a altor tâlhari și a lui Hristos. Împărăteasa Elena culege acele cruci, ia acele cuie și piroane cu care a fost bătut Hristos, se bucură, dacă mergeți astăzi în grota de sub Biserica Nașterii, este împărăteasa Elena cu crucea în brațe îmbrățișată, este și o urmă de pictură de prin secolul 2-3-4, și puteți vedea locul marcat, vine cu ea în cetatea Ierusalimului și zice, care o fi cea adevărată? Cum ne dăm seama care este crucea Domnului Hristos? Și trecând mortul pe cale să-l ducă spre groapă, atinge pe rând crucile și în momentul când atinge cu crucea cea adevărată de viață făcătoare, mortul se ridică din sarcofagul în ce era pus și spune, viața din mormânt a răsărit. Și au dat seama că e crucea lui Hristos. Au pus-o pe vapor, au luat piroanele cu ei și strânindu-se furtună mare, împărăteasa Elena spune, dar n-a potolit Hristos marea cu cuvântul? Dacă astea sunt cuile pe care l-a pătimit și dragostea lui este sădită în ele, nu putem și noi potoli marea? Și a spus mării, Hristos îți poruncește, taci și liniștește-te. Și aruncând un cui care a fost bătut la Hristos, de unde valurile stăteau să răstoarne corabia, s-a făcut o liniște lină, ca pe un lac, el a liniștit și vaporul mergea spre Constantinopol în voia cea bună. Lucrul acesta se marchează și este trecut ca și o mare minune, prin care toți își dau seama că au găsit odorul cel mai de preț. Va sta o vreme crucea în Constantinopol și la porunca împăraților creștini, ea se întoarce înapoi la Ierusalim, unde este locul de mântuire a lumii. Este furată la 600 de costroie, și merge împăratul Heracle, bate pe acest persan, îi ia crucea și o aduce din nou în Ierusalim și noi iarăși sărbătorim semnul și arătarea Sfintei Cruci. Deci, cine ne arată că crucea este purtătoare de biruință? Un păgân. Cine ne arată că crucea este arma cu care ne putem apăra de rău? Dumnezeu. O pune pe cer în formă de stele și scrie deasupra ei, cu ea vei birui, în acest semn vei birui. Deci în momentul când auzim de oameni care hulesc crucea, nu trebuie să-i privim cu dispreț, dar trebuie să-i întrebăm. Aș citit sinaxarile? Cunoașteți istoria? Știți temeiul Sfintei Cruci? Cunoașteți rostul Sfintei Cruci? Și atunci am terminat. Dacă cunoaște, s-a înțelepțit, dacă nu cunoaște, spune Mântuitorul în Evanghelia de la Matei, ei au ochi, dar nu vor să vadă, au urechi, dar nu vor să audă și au minte cu care nu vor să înțeleagă. De ce, spune Hristos, dacă eu le-aș vorbi și ei ar înțelege, s-ar mântui. Deci asta rămâne în seama Domnului. Și ultimul lucru cu care vreau să concluzionez, dacă ați fost vreodată la Ierusalim, la Sfintele Locuri, cei care ați vizitat Sfintele Locuri, ați văzut Biserica din Tabor, Biserica Nașterii, Biserica Învierii, acolo unde e mormântul sfânt, Biserica de la Fericiri, care e pe deal numai ruina, biserica de la Tava, unde s-au mulțit pâine, unde astăzi sunt niște protestanți sau anglicani, nu știu exact ce, benedictini. Peste tot, împărăteasa Elena, din propria cheltuială, timp de 10 ani, cu acordul împăratului Constantin, care era un imperiu fără războaie, liniștit și prosper, ia Evanghelia și peste tot unde a făcut Hristos minuni, zidește câte o biserică mare din piatră și astăzi unele le vedem întregi, unele le vedem ruine, pentru că Ierusalimul a trecut de 6 ori prin invazie generală ras, șters și refăcut de creștini din voia lui Dumnezeu
și 500 de invazii. Cel ce pune punct invaziilor în Ierusalim este tot un păgân. Se numește Soliman Magnificul, marele sultan din vremea lui Petru Rareș, care pune arhitecți, deșartă sacii cu galbeni, reface toate zidurile Ierusalimului, la poarta Sfântului Ștefan, pe unde se intră la viteză, dar pune 2 lei mari, simbolul puterii, și Hristos, care este leul din Iuda. Soliman, considerându-se ca un urmaș, ca un discipol acestei mari seminții, numai el avea dreptul să intre călare pe cea poartă înaltă, numai el putea intra triumfal în Ierusalim, ceilalți intrau pe jos. Iar cine intra să se închine la sfintele locuri, dădea un bol de aur. Închipuiți-vă în sutele de ani că Imperiul Otoman și-a scos investiția din plin, dar a pus punct distrugerii cetății sfinte, refăcând inclusiv și Biserica Sfântului Mormânt, introducând-o în cetate, pentru că cetatea era în formă de lângă, acum este perfect pătrată. Ca să, singurul lucru care i-a scăpat, lui Soliman Magnificul a fost doar Sionul și Ghețimaniul. Nu le-a putut cuprinde pentru că arhitecții n-au fost atenți, lucru pe care l-au plătit cu viața, pentru că a vrut Soliman Magnificul tot ce ține de creștinism să fie protejat din perspectivă culturală și din perspectivă economică. Oricine venea să se închine și plătea, era un impozit care creștea în sacul Imperiului fără să te coste nimic. Nu ucizi, nu omori, nu hrănești armată, nu duci războaie. Așa îl avem Ierusalimul astăzi, de atunci, și refăcut de anumite confesiuni, franciscani, catolici, britanici, protestanți, benedictini, ortodoxi. Centrul cel mai important este deținut în momentul de față la Ierusalim de Frăția Sfântului Mormânt, Biserica Greacă, care se crede a fi pe drept cuvânt, pentru că limba greacă era oficială, se crede a fi urmașa de drept a Imperiului Bizantin de altă dată, ca drept dovadă că ei păstrează și această frumoasă titulatură a celui de-al doilea Bizanț. Vorbim de orașul împăratului Constantin, care se retrage din viclenia și mizeriile Romei și mută cetatea la Bizantia, în Constantinopol, Istanbulul de astăzi, unde avem din nou două mărețe edificii. Patriarhia Constantinopolului, care este patriarhia ecumenică a tuturor bisericilor în mijlocul inimii musulmane, deci ca un semn că Dumnezeu există, și Măreața Catedrală de la anul 600 și ceva, împăratul Iustinian, Sfânta Sofia, care de 1300-400 de ani, în urma tuturor cutremurilor, în urma tuturor vicisitudinilor sociale, războinice, geopolitice, a rămas în picioare intactă, fiind transformată la 1453 de Mahomed al II-lea în moschee, mod solemn de a genunchea creștinismul, se consideră că ar fi un cuțit în inima creștinismului, nu are cum să fie, pentru că cel care este dătătorul de viață este Hristos, cel împuls în coastă, care ne-a dat sânge și apă, adică botez și euharistie, dar din totdeauna Imperiul Otoman a crezut că îngenunchind această măreață epopee și catedrală unică în lume a Sfintei Sofia, cu o cupolă pe un diametru de 130 de metri, care la toate cutremurile a rezistat, deci arhitectul a fost atât de perfect și de priceput, încât întreaga greutate a bolții de câteva sute de tone cade pe pereți în asemenea geofizică și gândire de rezistență pe care inginerii de azi nu o pot face, cu toate că avem fier armat și numim noi beton și ce, cu ce lucrăm. Ei, această catedrală rămâne de fapt universul și ținta pe care toți arhitecții turci au construit toate palatele, toate edificiile, și dacă o să vă uitați în Marea Moschee Albastră sau în Moscheea Sultanii Nurbanu, sau vă veți uita la moscheea cealaltă, este o moschee mare turcească, tot în mijlocul Istanbulului, toate au forma Sfintei Sofia. Deci ei n-au mai putut inventa ceva mai grandios și mai genial și au furat această arhitectură peste tot. Ceea ce înseamnă că este o biruință a creștinismului, că în momentul de față
UNESCO vine și curăță acele picturi date cu var sau mortalizate cu mortar ca să nu se vadă că ei nu cred în icoane, n-au cultul Sfinților. Și este redată vederii oamenilor și ochilor ceea ce a putut oamenii să facă pentru Dumnezeu de acum 14 secole în urmă. Împăratul Constantin și împărăteasa Elena fac 30 de biserici în Țara Sfântă și dacă acele biserici n-ar fi fost făcute, noi astăzi n-am avea ce vizita. Acele sunt temelia existenței creștinismului în Țara Sfântă și urmele pe unde a călcat Iisus datorită împărăteasei Elena, care personal a gestionat și a verificat zidirea fiecarei biserici, așa cum le vedem o parte restaurate și azi, o parte ruine, pentru că s-au făcut altele noi, fiind atâtea invazii, și ne bucurăm de această mare demnitate a împăratului Constantin. Am vrut să aveți această idee în minte, nu numai pentru că e camera de filmat, că o să audă și alții care nu sunt aici, sau sunt prin depărtare în alte părți, dar este bine să știți că acest împărat Constantin nu i-o are și cine, nici în istoria lumii, nici în istoria creștinismului, nici în istoria bisericii și nici în istoria vieții noastre personale. Dacă mama ne-a lăsat o casă frumoasă și un pumn de bani când a murit, noi trăim mai departe liniștiți că avem un suport. Împăratul Constantin a dat ortodoxiei, cum se spune, un brânci, a ridicat-o din genunchi, a pus-o în mișcare și datorită împăratului Constantin, noi avem azi creștinism în toată lumea. Dacă ar mai fi durat, să spunem, câteva secole aceste prigoane creștine de la Nero la Dioclețian, creștinismul putea să nu străbată în lume și să fie mult mai multe păgânisme, slavă Domnului, sunt și așa, avem 1,5 miliarde de budiști, 1,5 miliarde de catolici, avem 1,5 miliarde de hinduși, avem 1,5 miliarde de islamiști, avem încă planeta coace de religii istorice nerestaurate. Dar când darul lui Dumnezeu va lucra, pământul va străluci, așa cum spune Evanghelia, cer nou și pământ nou. Cei care poartă numele de Constantin sau cele care poartă numele de Elena, fie că sunt mame, fie că sunt bunice, fie că sunt fecioare, fie că sunt tinere sau de-abia sunt căsătorite, le dorim doar atât. Sănătate și înțelepciunea împărăteasei Elena, mame creștine, să crească un împărat ca împăratul Constantin și să nu uitați și acest lucru. Împărăteasa Elena n-a fost orice femeie care a picat de undeva de-a gata dintr-un lux exagerat. Nu. A fost o simplă femeie frumoasă, cultă, hangiță la temelia vieții personale, deci a plecat de jos, nu s-a sfidat de condiția socială, a fost soția lui Constanțiu Clor, fiind săracă, a fost repudiată, dar între timp s-a născut Constantin. Ea a stat liniștită în taina ei și a educat fiul, așa cum îl vedem azi în pereții bisericii, cu cunună de sfințenie, și ea la fel. Soțul ei s-a căsătorit cu împărăteasa Teodora lui Maximian, că trebuia să strălucească imperiul, iar la vremea când Constantin a adus-o la putere lângă el, a fost exact o regență de conducere, cum am avut și noi, pe Ruxanda lui Lăpușneanu, pe Maria Voichița lui Ștefan cel Mare, doamne care au stat la cârma Moldovei, Oltea, doamna Teofana, doamna, adică acești domnitori creștini nu s-au terminat. Au continuat și la noi, în Bizanțul românesc. Barnovski, Prâncoveanu, Mihai Viteazu, Alexandru Lăpușneanu, mulți alți domni creștini, am vorbit de Mihai Viteazu, de Ștefan cel Mare, care au scos creștinătatea la lumină, gândindu-ne că Europa la vremea respectivă era înghițită și transformată în pașalâc de o mare putere otomană care se întindea pe trei imperii. Asia, Europa și Africa. Deci, dacă creștinii din Antiohia astăzi sunt doar 10%, nu se datorează apostolatului Sfinților Apostoli, ci acestor migrări de sultanate spre țările sărace și întinderea de domenii. Când au început să intre sultanatele în Egipt, Egiptul creștin, Antiohia, Siria, Mosulul, Damascul de astăzi, aveau 65% creștini, aproape egal cu cât avem noi astăzi în țară, că noi suntem 80%. Ei, tocmai acest lucru face ca imaginea împăratului Constantin să fie o icoană a întregii veșnicii creștine pe care noi am dobândit-o gratis.
La noi biserica cântă, strana cântă, Evanghelia există, preotul slujește, nu stăm sub pământ, nu ne prigonește nimeni. Avem un singur prigonitor. Lenea, nepăsarea, negrija de suflet sau răspândirea prea rapidă în patim. Dacă ne pierdem în patimile mărunte, atunci uităm că există un Dumnezeu. În rest, Dumnezeu să vă ocrotească și Hristos a înviat. Părintele care strage și tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Mama sa Elena, dă-le, Doamne, sănătate pentru toate bunăstorire, pentru fericiri și mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, într-o mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, într-o mulți ani. La mulți ani cu sănătate, Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, să fie viața numai lumină.